De Popovici ce părere aveți? Popovici? Da. Păi ce mă interesează pe mine asta? Ei, v-am întrebat, na, că e român de-a nostru, campion olimpic. Na, Doamne ajută! Să-i dea Dumnezeu sănătate. Cum stă mâine, domnul Becali? Ne calificăm? Mâine vom bate pe Maccabi. Bine că noi jucăm în Israel, că în Israel e greu de bătut Maccabi. Maccabi sunt război, nici mari. Da. Nu vă da, frate, Maccabi. Veneau toate popoarele păgâne în jurul lor, mii și mii și sute de mii. Maccabi făceau armată de câteva mii și... Popoarele, domnul Becali, mâine toți băieții sunt tați? Ce faceți mâine? Da. Mai dați o șansă toată lui Popa sau intră Miculescu? Toată lumea așteaptă să mă iete Neluțul Varga că i-a ridicat prețul, dar asta e ce să fac acum. Uh-huh. Să mă ierte și Luis dacă am glumit, dacă cu tare. Să mă ierte și Petro Chiodi că i-am spus suma ce a luat-o în 400 de mii. Da, da. Și bicicletă. Da. I-am dat pe față, i-am dat pe toți pe față. I-ați dat pe toți. Băieții, mâine, vână, mai sunteți supărat pe ei după oțelul sau v-a trecut cu eclerul acum? Bă, Horia, eu cred că ne vom califica. Așa. Eu așa cred. Uh-huh. Dar ca să ne calificăm, trebuie eu să mai te rup eu păcatele și glumele cu tine, da? Așa nu îmi uită. Joacă Miculescu. A, Caterin, că de ăla, stai că râd eu de tine mâine. Ne. Vă calificați, domne, mâine. De ce să nu vă calificați? Păi ne calificăm, batem Maccabi. Exact. Miculescu, două boabe? Nu știu, nu contează câte boabe. Doar unul să fie, dar fi bine două la pauză ca să nu mai ne moți. Mm-hmm. Ați făcut echipa? Băgata, mă muși în eclet. Da? Ați făcut echipa? Băi, muși în eclet, gata. Bine, mușcați după aia, echipa ați făcut-o? Da. Cine hai joacă, Natal? Gata, am mușcat. Poftă bună! Mâncați? Vă așteptăm, domn Becali. Asta e cu eclerul. Ce să facem, nu? Dar nu ne trimite... Dar pe bune acum! Nu ne trimite și nouă niște ecleruri? După ce că ai câștigat acum cu emisiunea, cu mine, 100.000 de euro, mai vrei și eclerul să-ți trimit. Doamne, de unde le scoateți? Așa îi zice și Luna Om? Luna Om altele am. Nu mai. S-a îmblânzit și el. Da, da. S-a îmblânzit și nou. S-a îmblânzit sau l-ați îmblânzit? L-a îndulcit. Nu, păi nu l-am îmblânzit, eu l-am îmblânzit dragostea mea. A? Eu și-am dat seama, bă, ăsta n-are răutate, n-are nimic. Eu mai glumesc, mai râd, dar și-am dat seama și dragostea l-am îmblânzit și pe el. Da? Deci l-am îmblânzit dragostea, nu dumneavoastră, a? Na, dragoste. Și Luna Om tot așa ai băgați 100.000 de euro când intrați? Păi Luna Om nu-i bag, că tu ești privat. Tu ți-ți bag ție că ești privat, ție în buzunar. Luna Om nu-i bag, că e salariu, bag lor la pisarii. Am înțeles. Ne spuneți echipa de mâine? Păi dar nu o știți echipa, mă. Aia este doar că am schimbat pe Popa în locul ăsta acum. Miculescu. Aia care a fost în loc, că doar intră Popa în locul ăsta... David în locul lui Popa. A, Miculescu în locul lui Popa. Și pe dreapta rămâne Crețu? Toată lumea așa. Am înțeles. Doamne ajută să vă calific.